Bine v-am regăsit! Am ajuns la al 20-lea episod din Lumea nu este cum crezi și încă mai sunt câteva întrebări la care n-am răspuns în genericul acestei serii. Una dintre ele este: crezi că folosind telescoape tot mai puternice vom putea vedea tot mai departe în univers? Așa că azi voi încerca să răspund la această întrebare și vă voi vorbi despre ceea ce numim universul observabil. Și veți vedea că lucrurile sunt un pic mai complicate decât par. Acum aproximativ 13,8 miliarde de ani a avut loc ceea ce se numește Big Bang, Marea Explozie. Aici trebuie să fac o paranteză. Când jurnaliștii care se ocupau de popularizarea științei au auzit despre explozie și despre universul cât un punct, au tras concluzia că teoria Big Bang se referă la nașterea universului, că este o teorie cosmogonică. Dar fizicienii, astrofizicienii, cosmologii sunt în general de acord că probabil nu e așa. Marea explozie este o teorie despre evoluția Universului, care ne arată că Universul a trecut acum 13,8 miliarde de ani printr-o stare în care densitatea energiei era fantastic, era neînchipuit de mare. Iar cei care au vorbit despre un punct, despre Universul cât un punct, s-au referit la Universul pe care îl vedem noi, la Universul despre care putem noi culege informații. Acesta era cât un punct. Dar nu știm cât este de mare Universul, nici măcar dacă este finit sau infinit. Iar dacă este infinit, atunci el a fost infinit și în momentul Big Bang-ului, numai că starea lui a fost cu totul alta decât cea de azi. Vă voi spune azi doar, ca un fapt interesant, că ceea ce știm despre dimensiunile Universului este că el trebuie să fie de cel puțin câteva sute de ori mai mare decât atât cât putem noi să observăm. Dar vă voi explica cu altă ocazie de unde știm acest lucru. Deci nu voi vorbi azi despre Big Bang, o voi face probabil cu altă ocazie, și de asemenea nu voi vorbi nici despre primele etape care au urmat după Big Bang, cum ar fi perioada de inflație, în care volumul Universului a crescut exponențial, iar viteza de expansiune a fost de neimaginat de mare. Azi voi vorbi doar despre momentele importante din evoluția Universului pentru ceea ce ne interesează, și anume cât este de mare Universul observabil. Când perioada inflației, în care, așa cum v-am spus, volumul Universului a crescut fantastic de repede, când s-a terminat această perioadă, Universul a continuat să se extindă, să se dilate, să fie în expansiune, dar cu o rată a expansiunii mult mai mică decât ceea ce s-a întâmplat în timpul inflației. Și Universul era atât de fierbinte încât au trebuit să treacă aproape 400 de mii de ani ca să se răcească suficient încât să se poată forma primii atomi. Pentru că până atunci, energia protonilor și electronilor era atât de mare, energia lor termică, agitația lor termică era atât de mare, încât ei nu se puteau lega unul de celălalt. Aveau energii atât de mari încât nu se puteau forma astfel de legături. Abia când temperatura Universului a scăzut până pe la 3000 de grade Celsius sau 3000 de Kelvin, este cam același lucru, electronii și protonii au început să se poată lega între ei. În acest proces au apărut primii atomi. Bineînțeles, au apărut atomii cei mai simpli, în primul rând hidrogenul, pentru că în hidrogen am doar un proton și un electron. Dacă un proton se leagă de un electron, am un atom de hidrogen. Așa că peste 90% din atomii care s-au format, 92-93%, au fost atomi de hidrogen. S-a mai format și heliu, al doilea element din tabelul lui Mendeleev, în proporție de 7-8%, și urme de litiu, al treilea element din tabelul lui Mendeleev. Și acum se întâmplă primul lucru care ne interesează pentru răspunsul la întrebarea noastră.
În urma procesului de apariție a atomilor neutri, Universul a devenit pentru prima dată transparent. Până atunci, Universul era o plasmă fierbinte, adică un amestec de particule cu sarcina electrică, și fotonii nu puteau decât să sară de la o particulă la cealaltă. Dar în momentul în care au apărut atomii neutri, fotonii au putut să călătorească prin univers, au putut pentru prima dată să se deplaseze prin spațiu și universul a devenit transparent. Fotonii care au fost emiși de electronii care s-au legat de protoni pentru a forma atomii de hidrogen, precum și cei emiși în alte procese, cum ar fi procesele de anihilare dintre particule și antiparticule, au putut să se propage, deci, pe distanțe tot mai mari și tot mai mari în universul care se tot răcea. Această lumină a umplut universul după ce acesta a devenit transparent, la început cu o strălucire portocalie, fiind reflectată de norii de hidrogen și heliu din univers, dar din cauza expansiunii universului, lungimea ei de undă a tot crescut și în prezent putem să detectăm această radiație și o numim radiația cosmică de fond, dar ea nu mai este lumină vizibilă, lungimea ei de undă a crescut atât de mult încât azi avem microunde. Deci radiația cosmică de fond, pe care o putem detecta azi și o detectăm venind din absolut toate direcțiile, a luat naștere cam acum 13,8 miliarde de ani, la aproximativ 400 de mii de ani de la momentul Big Bang. Se poate calcula că această radiație pe care o detectăm azi pe Pământ, așa cum am spus, venind din toate direcțiile, a pornit de pe suprafața unei sfere care are Pământul în centru și are raza de aproximativ 42 de milioane de ani lumină, așa cum vedeți în acest desen. Dar se pune pe bună dreptate întrebarea, de ce, dacă raza sferei este de doar 42 de milioane de ani lumină, radiația de fond a avut nevoie de 13,8 miliarde de ani ca să ajungă de acolo până pe Pământ? Pentru că vorbim despre lumină. Ei, acest lucru s-a întâmplat din cauza expansiunii Universului. Distanța pe care a trebuit să o parcurgă lumina până să ajungă la noi a fost de fapt mult mai mare decât distanța inițială dintre locul din care a plecat lumina și locul în care se găsește Pământul, pentru că spațiul s-a dilatat, Universul s-a dilatat, a fost în expansiune și s-a întâmplat ceea ce vedeți în acest material video. Pe măsură ce lumina se propagă, expansiunea Universului face ca distanța până la locul în care se va găsi cândva Pământul să se facă tot mai mare. Iar alt efect al expansiunii este acela că lungimea de undă a luminii crește, tot crește până când ajunge aici la noi și când o detectăm, ea a devenit din domeniul microundelor. Este cam același lucru cu un vapor care vine spre noi, dar pe un râu și vine spre noi urcând pe râu, contra sensului de curgere al apei. Vaporul are o anumită viteză față de apă și între noi și vapor există o anumită distanță inițială. Dar ca să ajungă la noi, vaporul nu trebuie să parcurgă acea distanță, pentru că el se deplasează pe apă și va parcurge pe apă o distanță mult mai mare decât distanța măsurată pe uscat între locul din care a plecat și locul în care trebuie să ajungă, pentru că se deplasează contra sensului de curgere al apei. Acum, unde se găsește sfera de pe care a plecat lumina, pe care o detectăm azi ca radiație cosmică de fond, unde se găsește acum această sferă? Bineînțeles că raza ei a tot crescut în cei 13,8 miliarde de ani. Și acum ea se găsește
la aproximativ 46 de miliarde de ani lumină distanță de noi. Deci raza acelei sfere, acum, în momentul în care vă vorbesc, a ajuns să aibă 46 aproximativ de miliarde de ani lumină. De aceea, auziți uneori că raza Universului observabil este de 46 de miliarde de ani lumină, dar această exprimare nu este nici pe departe exactă, deoarece detectăm într-adevăr radiația de fond care vine din zone aflate acum la 46 de miliarde de ani lumină distanță de noi, dar nu vedem ce este acolo acum și nu vom vedea niciodată ce este acolo acum. Întâi să lămurim de ce nu vedem ce este acolo acum. Când privim un obiect cosmic, nu-l vedem așa cum este el acum, ci așa cum era când a plecat lumina de la el. De pildă, cea mai apropiată stea de noi, vecina Soarelui, este Alpha Centauri. Acolo este de fapt un sistem de stele, dar nu asta ne interesează acum. Ea se găsește la aproximativ 4,4 ani lumină distanță de noi, așa că o vedem așa cum era acum 4,4 ani. Cu cât privim obiecte cosmice mai îndepărtate, cu atât le vedem așa cum erau cu mai mulți ani în urmă. Asta înseamnă că radiația cosmică de fond ne arată cum a fost Universul imediat după formarea primilor atomi, atomilor de hidrogen și heliu, adică la aproximativ 370.000 de ani din momentul Big Bang. Și nu era nimic de văzut în Univers atunci, erau doar nori de hidrogen și heliu. Încă nu începuse formarea stelelor, a planetelor, a galaxiilor. De aceea, tot ceea ce putem detecta din acea perioadă este radiația cosmică de fond. Și acum să vedem de ce nu vom vedea niciodată ce se găsește acum acolo. Cam acum 5 miliarde de ani a început să se simtă în Univers, nu știm de ce, efectul așa numitei energii întunecate. Ea produce un efect opus gravitației, făcând ca rata de expansiune a Universului să fie accelerată, să crească. Deci produce un fel de forță de respingere. Materia, din cauza ei, se împrăștie. Cu alte cuvinte, viteza cu care galaxiile se îndepărtează unele de altele crește în timp, datorită acestei energii întunecate. Dacă ținem seama de rata expansiunii Universului și de accelerarea acestei expansiuni, putem calcula că în stadiul în care se găsește Universul acum, există o sferă cu centrul în locul în care se găsește Pământul, și cu raza de aproximativ 15 miliarde de ani lumină, care conține toate obiectele cosmice care se vor putea vedea vreodată de pe Pământ, așa cum sunt ele acum. Ceea ce se găsește în exteriorul acestei sfere nu va putea fi văzut niciodată de pe Pământ. Pentru că lumina care pleacă de la un obiect cosmic din afara acestei sfere se va apropia inițial de Pământ, dar din cauza expansiunii tot mai rapide a Universului, la un moment dat ea va începe să se îndepărteze și puteți vedea fenomenul în această animație. Din ceea ce am spus până aici, cred că rezultă că, într-adevăr, lucrurile sunt mai complicate decât par. Radiația de fond, care a plecat dintr-o zonă a Universului, care acum 13,8 miliarde de ani se găsea la distanța de 42 de milioane de ani lumină, vine dintr-o zonă care se găsește acum la distanța de 46 de miliarde de ani lumină de Pământ. Dar ceea ce este acum acolo nu vom putea vedea niciodată. Obiectele cosmice pe care le vom putea vedea cândva așa cum sunt acum
se găsesc într-o sferă având în centru Pământul și care are raza, așa cum am spus, de aproximativ 15 miliarde de ani lumină, dar cu cât sunt mai departe, lumina care vine de la ele va ajunge aici mai târziu. Cele care sunt aproape de marginea acestei sfere vor putea fi văzute de pe Pământ doar peste 10 de miliarde de ani, adică atunci când Pământul nici măcar nu va mai exista. Și mai mult decât atât, din cauza expansiunii spațiului, lungimea de undă va deveni atât de mare când această radiație va ajunge pe Pământ, încât nu le vom putea observa cu ajutorul unor instrumente optice, pentru că vor fi deja în domeniul microundelor sau chiar în domeniul undelor radio. Și în final, ca să confirmăm regula care spune că atunci când e rău, se poate întotdeauna și mai rău, încă ceva. Galaxiile care sunt în interiorul sferei cu raza de 15 miliarde de ani lumină, tot din cauza expansiunii Universului, trec pe rând, în funcție de distanță, dincolo de marginile acestei sfere și ajung în zona din care nu vom mai putea primi niciodată niciun semnal, așa cum vedeți în acest material video. Deci vor putea fi văzute cândva așa cum sunt acum, dar nu vor mai putea fi văzute și cum vor fi în viitor. Pur și simplu vor dispărea din zona noastră de observație. În acest fel, în universul vizibil, rămân tot mai puține galaxii care pot fi văzute. Peste miliarde de ani, ființele din univers, dacă vor exista, vor putea vedea de pe planeta lor tot mai puține galaxii și tot mai puține stele, până când cerul va fi noaptea complet negru, fără nicio stea. Dacă ați crezut că limita distanței la care putem să facem observații în univers este doar o problemă tehnică, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!